Noi cu fratele am crescut cu părinți psihotare. Ai avut înseamnă cu o tinereță așa destul de în forță. O am. Și am spus, eu am să cresc mare și am să bat chiroane. Noi nu trebuie să avem un document ca să spunem că uite, eu sunt petrar dacă am document. Nu. Noi lucrăm din moment ce ne trezim și până în moment ce adormim. Cât mai mulți prestatori de serviciu sunt, cu atât produsul devine mai calitativ. Vă salutăm, prieteni, și vă spunem bine ați venit la emisiunea Direcția Succes, o emisiune în care descoperim pe cei care au reușit să se dezvolte în Republica Moldova. Astăzi vorbim despre mobilă, despre stilul mobilă, împreună cu Stepan Untilov, printre fondatorii, da, companiei RedBed, companie de mobilă. Salut, Stepan! Noroc! Noroc! Mersi că ai acceptat. Pentru început, vreau să te întreb, cine ești tu, câți ani ai, de unde vii, cu ce te ocupi și așa mai departe. Prezintă-te! Bun! Stepan, Stepa Untilov, născut la Pelnei, fiul lui dядя Юра și al tanti Katia. În 2002 ne-am mutat la Cahu, dar învățatul al celor teoretic în creangă, în clasa domnului Manole. Fondator? Nu-s fondator. Nu fondator companiei. Noi cu fratele am crescut cu părinți psihotare. Deci ei erau nevoiți să meargă la muncă în Rusia. Da? Și noi rămâneam acasă. Ei duceau la muncă și unicul lucru care poate noi l-am făcut atunci e că i-am bătut la cap părinții să revină acasă, să rămânem în țară și să nu plecăm în altă parte. Și revenind în țară, ați avut strălucită idee de a... Nu strălucită idee. Asta a fost... Care a fost scânteia care a prins ideea de a lansa o companie? Mâinile lui tata. Tata întotdeauna avea... Tata lucra în construcții, la el era șef de șantier în Moscova. Avea acasă toate sculele. Aproape toate care sunt acum în atelier, marea parte. El pur și simplu le avea că era pasiunea lui. Și într-o zi el a făcut un dulap la noi în cameră. Și noi am spus, dar se poate făcut mai mult. Și voi, fiind familia, fiind prima echipă a companiei, ați început să-l ajut. Da. Da, noi făceam cărți de vizită în Word, anunțuri, umblam cu Octavian și le încleiem pe la scări, sara, le punem și facem anunțuri cu numere de telefon, facem mobilul la comandă și mama mi-a sunat. Și în ce an a fost asta? Asta era anul 2008-2009. Deci în 2008-2009 s-a născut compania? Da. Eu am avut mai multe denumiri, noi experimentam, alcătuiem denumiri de este, denumiri de șel. Și de cât se importă denumirea RedBed? RedBed, noi RedBed l-am lăsat cam în 2011, cred că, aproximativ. Da, aproximativ 2011. De unde denumirea a apărut? De unde? Mama iubește culoarea roșu și Red înseamnă din engleză roșu. Ceva care se rimează cu bed. Da, bed. Și noi atunci făceam niște cursuri, apropo, de lansare în afacere ICO 2011, deci 2011, după ICO 2011, organizat de ISEC Chișinău. Noi după asta am lansat ISEC Cahul, după proiectul ăsta. Fondatorii. Da. Noi cu echipa. Ai avut, înseamnă, cu tinereță așa, destul de în forță? O am. Cât ai? 28. Da. Ți-ai petrecut copilăria, ai spus că cu părinții psihotare, adică e ceva tipic pentru tineretul de azi. Totuși, erai atras din copilărie de acest domeniu de creativitate, sculptură, mobilă? Acum când mă gândesc în spate, da, trăiam în Siberia, în Nijnivartovsk. Asta era, cred că prin anii 95, 96, 97 s-a născut Octavian. Până ca să nască Octavian, tatăl meu cărnat un ciocănaș. Și era ciocanul meu și ocupația mea era scuteam, era o grămadă de scânduri cu cui. Le scoteam și le băteam la loc. Și i-am spus, eu am să cresc mare și am să bat chiroane. Da, este primul meu job în Cahul, era după clasa 8-a, bătem europadoane. Deci ai spus că cumva familia s-a ocupat, doar familia de business-ul, da? N-aveți alți membri a echipei? Acum nu, încă nu.
și deja nu, pentru că a fost o perioadă când noi am avut doi angajați, în 2012-2013, atunci nu mai sunt, deci lucrăm doar noi. Să aveți ambiții să mai luați alți oameni în echipă? Piața ne forțează. Ne forțează că nu reușim. Fizic? Da. Ce studii ai tu și ce studii au părinții, fratele? Adică sunt legate cumva de mobilă, de... De mobilier? Da. Dacă să vorbim despre studii formale, asta e... Tata are absolvit electrician profesionist, șef de șantier în construcție, el a venit din experiență. Asta e un lucru care ne-a rămas în cap de mic. Eu țin minte cum el s-a angajat în timpurile când trăiam în Siberia la construcție. El a mers pe un șantier să se angajeze în calitate de... în calitate de petrar. Și nu vreau să-l iei la lucru. Pentru că l-a întrebat de acte și l-a zis că n-are acte. Cum tu mă întrebi acum de studii, da? Îl ești afară și îmi povestești că am fumat o țigară și tot și mă gândesc ce să fac. Eram eu cu mama și de lucru nu aveau și eram în Siberia, acolo minus 53, ca să înțelegi. Și el s-a întors înapoi și a spus, uite, dă-mi în perete și uite actele mele. Mâinile, știi? Tatăl a plătit în perete și după asta el avea 120 de oameni în subordonare. Și istoria asta, care el nu ne-a povestit-o și am crescut cu dânsa, e aceea că noi nu trebuie să avem un document ca să spunem că uite, eu sunt petrar dacă am document. Nu. Dacă eu am absolvit business administrare, înseamnă că eu sunt manager, dacă n-am niciun om sau niciun resurs în coordonare, înseamnă oare că eu sunt manager. Nu sunt manager sau că sunt antreprenor, nu e așa. Eu am o diplomă sau dacă mai sunt câteva specialități la care m-au dat afară de la universitate, pe ce să mai fac? Toate serviciile pe care le oferă compania, care ar fi? Doar crearea mobilei la comandă? Da. Doar mobilier la comandă. Mobilier corp și deja și tapizat. Deci moale. Și de unde e importat sau de unde obțineți materia primă? Materia primă sunt câțiva importatori mari în Moldova, da? Pentru că importă material de asta. Pal melaminat și MDF. Sunt principalele materiale care lucrăm, plus feronierii. Noi nu importăm nici statător. Dar asta e un avantaj, pentru că noi putem să propunem clienților o gamă super largă de culori și de materiale. Noi selectăm ce știm noi că lucrează bine, pentru că spectrul e foarte mare de feronierie și materiale. Din experiență, din 2008-2009 încoace, noi am încercat diferite dotări de mobilier, să spunem. Și când vine un client și spune, băi, eu vreau mai bun sau eu vreau mai econom, nu știm ce să-l sătuim. Cine e șeful superior al companiei? Tata. Și care e orarul tău de lucru? Cum te trezești dimineața? Cum primești comenzile? Cum? Asta e vesel. Noi lucrăm din moment ce ne trezim și până în moment ce adormim. Asta e cam așa, în jur de orele 6. În picioare, un braleac așa băimac și e normal, ritualurile de dimineață, da, toată ziua e lucru, deci nu există separare între acum lucrez sau acum nu lucrez. Deci noi avem situație când mă sună clientul la ora 11 și el e din Austria, eu sunt acasă. Sincer, eu deja adormisem. Sună Viber, eu ridic, discutăm, lămuresc cum se rezolve problema. Pun receptor și mă culc mai departe. Așa e. Lucrez fără pauză, lucrez... Este pauză, dar nu pot să spun că în totalitate, pentru că încerc să am grijă de organism. Dar este echilibru. Eu nu știu de unde. Eu am mai auzit despre echilibru între muncă și viață personală. Cred că asta e mai degrabă pentru mediul corporativ, unde omul se duce la muncă de la 8 la 5, la 9 la 6, nu știu cum lucrează, să așteaptă seara, să înceapă a trăi, sau așteaptă weekendul, să așteaptă vacanța, să înceapă a trăi. Pentru voi nu există vacanță, weekend, seară, dimineață? Există, dar dacă este și muncă, ele cumva merg toate împreună. Deci noi nu așteptăm să ne luăm concediu să începem a trăi sau să vină duminica, o doamne, să trăiesc și într-o zi. Cum sau cât de greu ați deschis voi compania? Aveți ceva neplăceri prin care ați trecut sau greutăți sau alte probleme la deschidere? Dar cum fără probleme? Realizabil a fost visul. Dar el este.
Înainte era mai greu când îmi spune că eu trăiam cumva într-un mediu de asta, că numai la noi este așa birocrație sau că numai la noi sunt așa condiții sau că nu știu, nu mai știu eu și că oamenii spun of, of, of și hai și ne-om jălâie. Deci cea mai mare problemă este singur cu tine să lucrești și să spui hai scoală și fă ceva. Cum funcționează sau cum, care e procesul de realizare a unui comenz de la zero? Depinde de volum, cât e de mare proiectul, cât e de complex, da? O mare parte e lucru care nu se vede, da? Discuția cu clientul, până înțelegem care sunt necesitățile lui, cum el va utiliza, să punem mobilierul ăsta pentru bucătărie, da? E stângaj, e dreptaj, cum e comod să deschizi un sertar sau un dulap. Unde va fi plita, unde va fi frigiderul, unde va fi chiuveta. Apoi trebuie să faci proiectarea, da? Cum venim clientul la materiale, ce materiale utilizăm, la buget. Adică lucrul cu clientul e cel mai nevoios în principiu? Cel mai mult timp consumă, cel mai important, cel mai mare atenție. Și după deja când avem toată lista de sarcini stabilit, proiectul gata, lucru și foc la ghete. Și în cât timp e realizabil o comandă așa de nivel mediu? De regulă noi programăm clienți pentru 4-6 săptămâni pentru o bucătărie. Uneori reușim mai repede, uneori mai greu, dar dacă e mai greu, noi spunem client. Mai greu de 6 săptămâni nu am avut niciuna. Doar în situațiile când clientul vine, spune vreau și eu o bucătărie în decembrie să-mi fac, când vin acasă, să montăm bucătăria. Acum hai să mergem să luăm măsurările și noi programăm producerea exact pentru data convenită cu clientul. De ce nu poate în Chișinău sau peste hotare? Sau poate cumva v-ați gândit să aveți vreo opțiune să exportați ceva? Ne-am pornit noi în Cahul pentru că trăiam în Cahul. Eram aici și oamenii aveau nevoie de mobilier. După în lucru nu aveam comerț. Inclusiv la Chișinău, inclusiv peste hotare, lucrăm cu clienți pe internet, simplu. Și acum, în perioada asta mai complicată de pandemie, cum v-ați descurcat cu comenzile, cu clienții, să nu v-a afectat așa de tare? Complicat a fost cu unii furnizori și-au asistat activitatea. Oamenii stăteau acasă, deci cum stăm noi cu tine? Și spuneam, dar eu trebuie să schimb mobilă în casă. Și noi lucrăm avut toată perioada pandemiei. Așa, o comandă mai mare, una mai mică. După, deja când au pornit transportatorii de mărfuri și au dreptul să circule, am avut și export. Da, aveți comenzi doar ce sunt de lucru la comandă sau aveți și cumva produse în stoc? Nu facem produse în serie mică, doar pe comandă. E avantajos pe comandă. Acum lucrăm un client din Marea Britanie, bucătăria care el vrea acolo costă 16.000 de lire. Dar la noi prețul a ieșit sub 3.000. Înțelegi? Deci e convenabil. Și e convenabil și să exporti. Noi avem de lucru, noi facem cu prețul care noi suntem gata să-l vindem. Atunci când exportați, plătiți transportator sau vă ocupați voi transport? Sau cum faceți cu transportul? Nu, transportator, da, instalarea e chestia complicată, pentru că o instalează clientul singur sau caută meșteri pe loc. Sau noi, dacă avem ocazia, recomandăm pe cineva. Până când nu. Cu un client din Austria am discutat posibilitatea că el are mai multe apartamente și să mergem odată să le instalăm pe toate. Vezi, aici e avantajos că noi singuri le livrăm și tot noi le instalăm. Și noi știm deja cum să facem o instalare timp de o zi. Deci noi intrăm, o bucătărie, o zi am instalat. Un client, desinstalator, puteți avea o situație, un client o săptămână după muncă vine și-o monta bucătăria singur într-o săptămână, 2-3 ore în fiecare zi. Ați reușit pe parcursul timpului să acoperiți costurile de deschidere a companiei cu profitul? Nu știu, pentru că ți-am spus că toate sculele, inclusiv și transportul, busul nostru care lucrăm, toată l-a cumpărat pentru că el avea nevoie de dânsul, să aibă acasă, la gospodărie. Deci nu putem spune că noi am făcut vreodată costurile investiției și să înțelegi care sunt veniturile, care sunt cheltuielile, nu, doar accidentele astea erau și noi ne-am apucat de lucru.
Pe comandă e interesant de lucrat, pentru că investițiile noastre sunt atelierul, scurile, transportul. Și continuați să mai investiți în business? Normal. Mult? De ce înseamnă mult? Cam cât câștigați atâtași investiți? Sau mai puțin? Da. Unul, ce înseamnă cât câștigi și cât investești. Nu pot spune că tot profitul se duce, trebuie să trăim dintr-un. Da. Te faci și de familie, da? E un pic altfel. Trăim într-o casă, mâncăm la o masă. Aveți catalog sau activați pe online? Păi noi acum lucrăm la dezvoltarea unui catalog, mai clar, da? Pentru că noi avem poze la lucrări. Ce sunt? Avem pagina de Facebook, Instagram, o pagină web. Și acum lucrați la un catalog anume, da? La un catalog, da. Catalog care va fi și pe digital și printat. Și asta va permite clientului să spună că aici îmi place cum e organizată bucătăria, în partea asta îmi plac furonturile, aici îmi place blatul de lucru, da, sau am putea să facem o combinație. Sau pur și simplu că vreau pe asta, e că vreau așa, numai că la mine în încăpere, da, e că uite, am peretele ăsta, uite, vreau bucătăria asta acolo, sau dormitorul ăsta acolo. Și noi deja adaptăm. Și eu nu ne amintesc de la cine, dar de la cineva care tot s-a ocupat de produs mobilier, am găsit o peliculă cu poze de mobilier și am selectat de acolo câteva, le-am scos, era pe Kodak, scos fotografii, am pus într-un album și le arătam la clienții să-mi mama arăta, e ca se poate așa de făcut, așa se poate de făcut. Noi nu am zis, hai și-o-mi elabora, acum o să cheltuim, știi, când tu spuneai despre lansarea în afaceri, despre cheltuieli, să înregistreze proiectele, proprietate intelectuală, denumiri, bla 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 și bla bla bla, și te gândești, o, da, dar am investiții 10, 20, 30, 100 de mii. Nu, noi am luat fotografii și am spus, noi putem așa să facem. Și clientul a zis, bun, eu vreau așa, 50% avans. Clientul ne-a dat 50% avans, furnizorul ne-a făcut posibilitatea să achităm în 2-3 săptămâni materialele. Noi am luat materialele, le-am făcut, clientul a terminat achitarea, noi ne-am achitat cu furnizorul, ne-am lăsat și nouă bani. Într-adevăr, nu e nimic complicat. Și acum aveți o companie care lucrează, de exemplu, cot la cot, ați spus, de importatori? Da, sunt câțiva furnizori, parteneri, noștri de bază, cu care deja suntem unul din 2009, chiar de la început până. Dar de design nu vă ocupați tot voi? Da. De design, în principiu, adaptarea mai degrabă designului, pentru că în situația când clientul spune vreau mobilier, noi propunem. Când clientul spune, uite, eu am văzut acolo așa mobilier, da, eu îl vreau la mine, noi adaptăm. Și aveți concurență pe piața asta de mobilier? Sigur, concurență ce înseamnă? Concurență înseamnă când consumatorul final are opțiunea de a alege. În oraș sunt pe lângă Interstep.com, magazinul XL, linia, așa cum se numește Fabric.com, corect? Ei sunt cei mai mari. Mai sunt încă peste 20 de producători mici. Și toți au de lucru, câte un pic, fiecare și are lucru. Fiecare și are clientul lui. Da? Nu suntem așa, eu nu vorbesc cu tine că tu faci mobil. Nu, eu vorbesc cu tine pentru că tu faci mobil și tu ai aceleași probleme care le-am și eu. Fix aceleași. Și colaborați cumva cu celelalte companii? Ne ajutăm într-un anumit mod, unii pe alții. Când este nevoie de un detaliu care, de exemplu, eu nu-l am sau eu îl am și pot să-l ajut pe cineva. Deci, îți faci, deci, cât mai mulți prestatori de serviciu sunt, cu atât produsul devine mai calitativ. Fiecare încearcă și consumatorul final deja spune, dar eu am văzut acolo așa, dar am văzut așa, dar voi puteți așa, dar eu pot așa. Și produsul devine mai bun. Mulțumesc de interviu, Stepan, foarte interesant. În general, munca pe care o faci este admirabilă și vă dorim mult succes în continuare. Noi, prieteni, ne vedem în următoarea emisiune. La revedere!